Pe Paul l-a afectat destul de mult ce s-a scris despre el, de fapt ce s-a spus despre el, și nu neapărat ce s-a spus despre el, cât faptul că i-a fost sugerat că ar fi mesaj trimis din partea soției. Și asta înseamnă că pe el l-ar fi deranjat și îl deranjează, de fapt, dacă ar fi spus soția așa despre el, că spunea că ar vrea să vorbească în direct cu ea, gen să lămurească lucrurile, că ce fel de nevastă l-ar fi lăsat să fumeze zi de zi, că dacă ar fi fost adevărat, ar fi recunoscut și ar fi spus, da, dumne, eu timp de 2 ani fumam zi de zi și care e problema? Adică chiar părea destul de afectat, să știți. Dar cred că pentru faptul că i s-a spus că ar fi un mesaj din partea soției, fostei soții, și atunci cred că asta e de-a lui cu eroare și nu înțelege. Chiar ar fi frumos să vorbească în direct cu ea, mai ales că dacă s-a ajuns să fie întrebați de ce scrie toată lumea, bănuiesc că să o sune pe fosta soție ar fi cel mai simplu lucru de făcut. Chiar ar fi ok să se întâmple asta.